Minute. Bună ziua, mă numesc Moș Alexandru Melnic. Am o întrebare mai mult personală, dar cred eu că este și de interes public. Noi, eu personal și multă lume, trăiesc cu TV8 și cu Jurnal TV. Astea două televiziuni care, cum n-ai da, promovează puțin adevărul, puțin omenie. Este ceva acolo, un plus mare față de alte acolo. Și eu deci sunt tot... TV nu e bun? Sau Moldova 1, da, care e plătită, da, din banii noștri? Da, da, da. Nu Moldova 1, și că de când, când este ea, Moldova 1 se laudă fiecare dată la aniversare că e face așa, așa, e niciodată n-a fost cu cetățeanul. E totdeauna a fost cu, cu funcționare, cu puterea. Puterea puteți și banditească complet și ei cu puterea. Așa că, așa e Moldova 1, să știți cum vă trătăm noi, cei care gândim un pic. Niciodată n-ați fost cu oameni, ați fost cu puterea. Dar e plătită din buget, da, public, dar plătită, din, da, din, din buzunarul nostru, da. Poate odată și odată să înțelegeți că eu deja am luat alte cale dintre cei ce am vrut să spun. Noi trăim cu aceste două televiziuni. Eu personal am un computer vechi acolo, nu, dar nu pot, nu știu, acolo să adresez niște întrebări. Când merg emisiunile astea interesante la Mișină, acolo la Natalia Morari, nu pot. Deci eu am luat și am scris. Dar se spune că ce-ai scris cu penița, nu tai cu berdița. Și încă dacă mai scrii, da, pe cameră, da, și apare, da, pe internet, da, 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 socoate că faci, da, concurență televiziunilor. Da, da, da. Am scris lor, am scris odată și la TV8 și la Jurnal TV și am spus niște opinii, am pus niște întrebări acolo care trebuiau pur și simplu dizdiogate. Nu era 100% așa, trebuia puse în discuții. Nu am primit niciun răspuns. Nu, nimeni nu s-a... Nu, n-am primit răspuns. Deja, deși am spus că am dat și adresa și numele și așa. Nu am crezut eu că poate nu-i bine așa. Am luat și am scris la fiecare aparte. Lui Natalia Marari aparte, lui Rață aparte, lui Cozer aparte, lui Călugureanu aparte, lui Mișin aparte, și împreună Durbală și Cheiană împreună. Adică în șase direcții, în șase direcții. Asta a fost înainte de anul nou. M-am dus la Jurnal TV, s-au coborât doi tineri, o fată și un băietan, au întrebat ce și cum, le-am dat scrisorile astea aici și am pus numai o singură întrebare. O singură întrebare care eu pe urmă am mai puțin mai jos am să spun și întrebare și cum. O întrebare și o anexă, niște documente care ar fi bun pentru dânșii. În total 5 foițe, 5 liste, dar o singură întrebare. Și astea le-am înmulțit în 6 exemplare, în 7, le-am dat la fiecare. Și a trecut vremea și nici de la unul nu am primit un telefon. Măcar spui, domnule, mă, ta ești bătrân și sau ceva în felul ăsta și nu umbla cu chestiile astea. O mai știu și am să vă spun care întrebare. Poate chiar nu e important chestiunea. Poate da, poate nu, da, nu e important sau noi o cunoaștem sau ceva acolo. Dar trebuie să fie. Am eu mă gândesc că totuși poate tinerii ăia nu le-au dat, nu le-au transmis, fiindcă nu este acolo o lege că ei sunt obligatorii să răspundă cumva așa ceva. Mai adaug că la Jurnal TV am spus că era înainte de anul nou, că eu fac o donație pentru copiii care au nevoie de asta la anul nou acolo, Moș Crăciun. Și am dat la tinerul ăsta la 200 de lei, el l-a pus în bancomat și cu asta terminat. Așa se face binefacerea, dar nu cum face Lupușorul sau cum îi spune așa, 2 metri de bulbuci care se duce și plătea 500 de lei la un copil și de urma lui toată televiziunea care costă o mulțime de bani. Trebuie să înveți oamenii ăștia cum se face binefacerea sau acum
prima doamnă sau prima ticăloasă a noastră care face binefacere aici. Acum iar revin la chestiunea mea. Nu am primit nici un răspuns. Asta nu înseamnă că eu deja sunt supărat sau ceva. Nu este, fiindcă asta e interesul nu e a meu, a statului, a nostru, a oamenilor. De aceea eu azi continuu și am să stimez foarte mult și am să promovez, a spun și acum oameni buni, mai buni ca ăștia televiziune NUS, ca ăștia sunt luptători adevărați pentru bine și pentru adevăr, cu care încă o dată noi putem să trăim mai frumos, mai ales Durbală și Chianu. Asta Mocanu spune că l-a întrebat despre Durbală și Chianu, spune, ei, niște comedianți, nu mai sunt comedianți, domnule, că el mai înainte când l-a spus, când Durbală a ieșit odată la proteste și a vorbit, și el s-a mirat Mocanu, că uite, el poate să vorbească, înțelegi, nu numai comedii să facă. Așa că noi trebuie să spunem adevărul și să-l susținem cum putem. Acum mai departe. Și care a fost întrebarea mea? La Natalia Morariu a fost domnul Candu și a vorbit despre multe situații acolo, a vorbit și despre Kroll. Și el spune că, Candu spune că, păi ce Kroll? Ce-a făcut Kroll? Eu înnămesc avocați din banii care sunt furați, cred că acolo, și dăm peste cap tot ce-a făcut Kroll. Acum mă întreb câtă ipocrizie, câtă ticăloșenie este în vorbele astea și în faptele astea. Când conducerea, dacă nu direct, dar conducerea de atunci a făcut contractele astea, și fel de contract iar au făcut acolo, că ele sunt secrete. Că Kroll nu poate, nu de voie, Kroll, nu de voie. A făcut contract. Mai din chiar Candu și-a făcut public raportul Kroll 2, nu? Nu, el a făcut, el prin asta s-a laudat, prin asta el a devenit erou, că el a făcut public, înțelegi, acolo ceva. Dar Krollul 2... Și el era șef parlamentului, ca și cum avea interesul să apere cetățenii. Este prostie și mizerie despre care eu am mai vorbit. Mizerie totală, dar... Eu, întrebarea mea a fost cât s-a plătit pentru Kroll 1 și pentru Kroll 2. Și în scrisoarea asta mea eu am repetat de câteva ori. Domnilor, dați ca societatea să știe cât s-a plătit pentru Kroll 1 și cât pentru Kroll 2. Cât s-a plătit pentru Kroll 1 și pentru Kroll 2. Am accentuat lucrul ăsta. Mă întreb acum și întreb cetățenii care ascultă și întreb și pe... de la Jurnal TV și TV 8, ar fi benefic ca oamenii să știe cât s-a cheltuit. Bani din bugetul statului, din banii contribuabililor. Adică la furtul și ala s-a mai adăugat alt furt, practic. Și el nu este mic. Eu, după părerea mea, este zeci de milioane, poate sute de milioane de dolari. Noi vrem să știm, și eu cred că mor susține cine asociați să audă, vrem să știm cifra precisă, că asta este aritmetică și ea este scrisă undeva și noi trebuie să o vedem contractul și